Multe promisiuni și nimic concret. Voucherele de vacanță pe care minerii trebuiau să le primească încă de anul trecut nu au ajuns nici acum în posesia angajaților, motiv pentru care Sindicatul Muntele a acționat Complexul Energetic Hunedoara în instanță. Sindicatul Muntele a acționat în instanță angajatorul încă de anul trecut. Prima cerere a fost înregistrată în data de 8 septembrie, anul 2014 fiind un an electoral. Bineînțeles că a fost unul care a fost depășit sub aceste auspicii, și anume directorul general a acordat prima de vacanță fără să mai țină cont de legea 94/2014. Instanța va spune angajatorului dacă poate sau nu poate să acorde ajutorul pentru adaosul pentru concediul de odihnă al salariaților din Complexul Energetic Hunedoara. Președintele Sindicatului Muntele, Petre Nică, afirmă că această problemă a fost generată de către parlamentarii României, inclusiv de cei din județul Hunedoara. Totodată susține că cei care se fac vinovați trebuie să răspundă în fața salariaților. Au aprobat o lege în luna iulie, care nici astăzi, în luna martie anului 2015, nu poate să fie aplicată, pentru că nu există metodologia de aplicare a acestei legi. Bugetele de venituri și cheltuieli ale societăților, în cea mai mare parte, nu sunt aprobate, motiv pentru care aceste vouchere de vacanță, și dacă am vrea noi să le acordăm, nu avem cadrul legal. Președintele Sindicatului Muntele, Petre Nică, și-a propus ca începând de luni 9 martie 2015 să depună în fiecare zi cel puțin o plângere penală pentru gravele abuzuri, subminarea activității, dar și discriminarea asupra contractului de management pe care le-a săvârșit fosta conducere a Complexului Energetic Hunedoara. Probele pe care noi le vom depune la dosar fac referire la adresele pe care noi le-am avut între instituții, Sindicatul Muntele și Complexul Energetic Hunedoara, adrese care multe dintre ele n-au primit răspuns, adrese care au primit răspuns și incriminează, și bineînțeles că noi vom proba toate acțiunile în instanță pe care le vom face împotriva fostului director general Aurel Niculescu și fostului director general Ajung Drăgoi Nicolae. Ei sunt cei care au fost conducătorii complexului și ei sunt cei care trebuie să și răspundă. Adică este inadmisibil să conduci un an de zile, să pui sub riscul pierderii locurilor de muncă, a 6.000 de locuri de muncă Valea Jiului, județul Hunedoara, și tu să fii bine mersi într-un post plătit cu 100 de milioane și nimeni să nu te întrebe. Așa ceva nu poate să fie trecut cu vederea. Și Sindicatul Muntele a fost acționat în instanță de către fostul director general al complexului, Aurel Niculescu, pe motiv că minerii au protestat pentru condițiile de muncă, în timp ce sindicatul cheltuia sute de mii de euro lunar.